Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să vă dau câteva sfaturi, fiindcă am și eu 39 de ani și am un pic de, am experiența asta de anii ăștia de îngrijirea feței, îngrijirea personală. Vreau să împărtășesc cu voi câteva chestii ca să învățați de la greșelile mele. Prima chestie pe care mă simt să vă recomand este aceea de a nu vă expune la soare foarte mult. Apar ridurile mai repede, pielea e mai dezidratată, este pericol, mai ales că acum stratul de ozon nu mai e cum era odată și razele de soare sunt mult mai periculoase. Nu numai pentru față, pentru tot corpul, aduc o grămadă de boli ca pete, ca și mai ales cancerul la piele. Dacă vreți să stați, bineînțeles că toți vrem să ne ducem la mare, toți vrem să stăm la soare, dar evitați cât pe cât posibil expunerea feței, folosiți cel puțin o protecție 30, nu vă lăsați păcălite de chestia asta, hai să fiu abronzată 2 săptămâni pe an și pe urmă ridurile încep să iasă mult mai repede, mult mai chipul și pielea o să sufere mult, mult mai mult. A doua chestie pe care mă simt să vă spun este aceea de a hidrata pielea. Hidratarea pielei începe dinăuntru, adică nene, trebuie să bezi 2 litri de apă pe zi. Nu există, chiar dacă nu ești la dietă, chiar dacă mănânci cum vrei tu, chiar nu e o chestie de dietă, e o chestie de hidratare a corpului, a pielii, este sănătate. Sănătate în afară, înăuntru, peste tot. Nici eu nu am chestia aia să beau 2 litri de apă pe zi, nu, dar m-am învățat, îmi fac sticle. Fac sticle și scriu 1, 2, 3, 4 pe ea de alea de jumate. Și beau, mi le pregătesc dimineața, că eu beau apă de robinet. Și mi le beau în cursul zilei pe toate, chiar dacă nu sunt la dietă, chiar dacă nu mă duc la sală. Aia e medicamentul meu, cel puțin un medicament sănătos să-i dau corpului meu, că este foarte, foarte important. Și pielea, simte, eu am pielea foarte moale, nu e uscată, nu e dezidratată, e foarte, foarte important. A treia chestie este aceea de a folosi o cremă anti-age, nu la 16 ani, nu la 18, dar începând cu 25 de ani, cam așa, e important să începeți cu crema anti-age, pentru că pregătește pielea, cremele nu fac minuni. Adică dacă mie unul spune crema asta șterge ridurile, nu există așa ceva, pentru că stratul de piele este foarte mare și crema nu reușește să pătrundă până dedesubt ca să poată să întindă acele riduri. De aia este chirurgia plastică, de aia sunt multe chestii care se fac pentru a elimina ridurile. Cremele nu fac minuni. Poate să dea primul strat un, o întindere, adică în superficie, chiar superficial, nu în profunditate. Și dacă tu începi de tânăr să ai chestia asta, de a, obiceiul ăsta de a, în loc de cremă hidratantă sau, știu, cremă pentru ten uscat sau ia-ți o cremă anti-age cam de la 25 de ani, așa, și începe, pentru că aia oricum hidratează și ce se întâmplă? O să ajute pielea să fie mai elastică.
Și este foarte, foarte important. Eu n-am folosit-o de la 20 de ani, cam de la când a început să-mi iasă mie primele riduri, așa, pam! Dar deja era târziu. Și bine că nu am exagerat, depinde și de fiecare, de tenul fiecăruia, de genetica fiecăruia, dar e important, independent, că tu nu știi cum e genetica ta, trebuie să începi înainte să ți apară ridurile, să pregătești pielea, să o faci mai elastică ca să poți să îmbătrânești mai târziu, așa. O altă chestie care este foarte importantă este aceea de a da o cremă și pe gât și pe mânuțe. Pentru că gâtul și mâinile sunt alea care îmbătrânesc cel mai repede și e importantă hidratarea lor, e importantă să, pentru că oricum ridurile apar și pe gât și pe mâini și chiar și crema anti-age să o dați până pe gât și până pe piept, să o dați până jos și mai ales pe mâini. Nu uitați, este foarte important. Dacă nu reușiți să fiți constanți în chestia asta, scriveți-vă niște cartonașe prin casă cu 3-4 reguli. Trebuie să beau apă, trebuie să îmi dau cu cremă. Și acum o să vă spun altă chestie care este foarte, foarte importantă, este demachierea. Să te demachiezi. De ce înseamnă asta? Că nu ajunge să te demachiezi cu șervețele din alea demachiante, nu ajunge. Nu ajunge pentru că șervețelul șterge în deasupra. Dar înăuntru, așa, în por, pentru că noi suntem făcuți toți din por din cauza părului, el nu ajunge. Și atunci ce înseamnă asta? Ok, șervețel putem să ne dăm. După aia să luăm un dischet din ăla, un demachiant lichid cu... folosiți alea care au duo în ele și apa micelară care are și uleiul, pentru că în acel moment hidratează și piele. Și demachiați-vă cu chestia aia. Spălați-vă pe ochi cu un săpun. Puneți-vă în loc de săpun normal, puneți-vă un scrub vișin, ta-ta-ta-ta, lângă ghiuvetă. Vă spălați tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu imediat și intră în profunditate. Folosiți un scrub mai finuț, nu din alea să vă facă fața roșie, să spargă venele pe față. Și cam astea au fost sfaturile mele pentru a vă menține cât de cât într-o formă de sănătate, nu numai interioară, dar și exterioară, pe un timp cât mai lung. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!